Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la horoscopul pentru cei singuri, dragii mei din zodia Săgetător, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna noiembrie 2021, când vine vorba despre iubire. Și să începem, bineînțeles, cu lamelele iubirii, să vedem ce guvernează sectorul vostru. Și iată, avem arcana cu numărul 13, separarea. Ei, se pare că, dragii mei, unii dintre voi nu ați trecut sau nu ați reușit să treceți peste o despărțire sau poate cineva nu a reușit să treacă peste o despărțire de voi. O să vedem ce anume bântuie pe acolo. Și să mergem mai departe să vedem și o frecvență care vine alături de voi, că tare îmi plac mie cântuliile astea. Nu de alta, dar sunt cu geometrie sacră și v-am mai zis că eu sunt fiartă pe geometrie de numai. Hai să vedem ce frecvență vrea să vină alături de voi, dacă vrea să vină, dacă nu vă las așa fără frecvențe, dar nu există așa ceva. Change, iată vine schimbarea, cât de frumos și asta este geometria schimbării. Schimbarea se arată la orizont. Ce-mi place că are și numărul 12 și eu mă trimite cu gândul la cartea spânzuratului. Și este schimbare poate de perspectivă, o schimbare în interiorul vostru sau poate cineva schimbă perspectiva vis-a-vis de voi. Deja este interesant și o să vedem cum decurge această citire. Da, până una alta, haideți să trecem puțin la teme de casă și să vedem care este cea mai activă rană sufletească care iese la suprafață când este vorba despre relațiile intime. Și avem rana de nedreptate și haideți să vedem mesajul. Astăzi decid să îmi iau timp pentru destindere, pentru plăcere, chiar dacă sarcinile mele nu sunt terminate. O fac fără să mă judec, fără să mă judec și fără să mă justific față de mine sau de ceilalți. Dacă mi este imposibil, îmi iau timp să resimt și să notez fricile pe care le am pentru mine, dacă aș consacra un timp pentru plăcere. Îmi dau deci dreptul să am pentru moment aceste frici și să le fac loc în inima mea. Interesant. Și haideți să vedem ce spune și simbolon, ce anume scoate din subconștient în lumina conștientului. Poftim! Acuzarea, nu vă mai acuzați, exact cum a spus și pe cartea aceea, și nu vă mai dați justificări în fața celorlalți. Există această teamă de a fi judecați de cei din fața voastră și aici ia gândiți-vă voi de unde provine această teamă de a fi judecat. Eu sunt convinsă că ea provine din copilărie. Important este să vă dați voi seama, important este să aveți voi acel moment de trezire și să spui ok, da, uite, am fost mereu judecat, orice am făcut nu a fost bine și așa mai departe. Și lucrați cu acea parte din voi. Și mergem mai departe și să vedem ce se află, iată, healing family issues, vindecarea relațiilor de familie, vindecarea aia, iertarea părinților. Haideți să vedem ce se află în câmpul vostru energetic, fie că sunteți conștienți de lucrul acesta sau nu, care sunt provocările voastre când vine vorba despre iubire și care sunt șoaptele universului. Yes, please, this is for Sagittarius, what's in the energy field? Hey, engagement, logodna, cred că cineva vrea, dragii mei, pentru că ceea ce se află în câmpul vostru energetic este ceea ce este foarte posibil să atrageți, fie că voi vă doriți o relație stabilă sau o chestie de lungă durată, fie dacă cineva are de gând să facă lucrul ăsta cu voi. Haideți să vedem what's their challenge to the spirit. What is their challenge? Ia să vedem. Keep an open mind. Provocarea voastră este să rămâneți cu mintea deschisă. Pentru că persoana potrivită pentru voi, așa vă spune cartea, s-ar putea să difere de tiparele pe care le-ați creionat voi în mintea voastră. Că mai este vorba aia, știi, universul îți dă ceea ce îți trebuie, nu ceea ce îți dorești. Pentru că de multe ori noi avem alte povești în mintea noastră, povești create și creionate prin prisma traumelor noastre și n-au nicio legătură cu binele nostru suprem. Și haideți să vedem și care este șoapta din partea universului, passion, pasiunea, vine și spune deschide-te, dă-ți voie
să te deschizi, să deschizi inima către plăcere, către pasiune, exact ce spune rana de nedreptate, că pe undeva pe aici, pe acolo, nu îți dai voie să faci lucrul acesta. Haideți să mergem mai departe și să vedem de aici, da. Hai să vedem, mă țin de vreo energie, la la, love, iubire, cartea îndrăgostiților. Măi, oameni buni, atrageți iubirea așa ca un magnet. Dar s-ar putea, repet, unii dintre voi să nu fi terminat la nivel inconștient niște lucruri cu cineva din trecut sau cineva din trecut să nu fi terminat cu voi. Sau poate terminați ceva cu cineva și apare altcineva. Nu? Cine știe? Haideți să vedem what's the challenge despre. Ia să vedem. Provocarea voastră, tu l-ai, Doamne! Tu l-ai, Doamne, chakra 3 și chakra 4, plexul solar și chakra inimii, să aveți încredere în voi, să găsiți acea forță personală și să o luați de pe unde ați lăsat-o și chakra inimii, să vă dați voie să vă deschideți inima și să iubiți. Oh, ce provocare! Și hai să vedem sfatul Universului. Sfatul Universului este luna. Stai de vorbă cu copilul interior, stai de vorbă cu fricile din tine care nu te lasă să te deschizi, nu te lasă să-ți dai voie să simți plăcerile vieții. Of, măi, măi. Și să mergem mai departe și mergem mai departe cu Osho și haideți să vedem. Yes, this is supposed to tell you something to know. Ia să vedem, ia să vedem. Doiul de săbii, schizofrenia se numește aici, teama de a lua o decizie, teama de a te arunca probabil într-o relație. Cred că unii dintre voi poate sunteți la începutul unei relații, cine știe, dar există această teamă. De ce? De a merge mai departe. De ce? Pentru că nu ați trecut de poveștile din anterioare, da? Nu ați trecut de acele povești, de o anumită separare. What's the challenge, dear spirit? Bineînțeles că nu e pentru toată lumea. Ah, cât de frumos! Provocarea voastră este saltul. Să ieșiți din aceste cărămizi, să ieșiți din aceste structuri rigide care v-au limitat până acum. Blocurile acestea de piatră care au fost puse deasupra, haide să ne limităm doar la ce ni s-a dat, plexului solar și chakrei inimii. Asta este provocarea voastră. Break free! Să vă eliberați de acele limitări. And what's your whisper there? Ia să vedem. Da, ia uite, rana de abandon, outsiderul. Că de-aia îți spune să stai de vorbă cu copilul tău interior, ăsta și cu ăsta, asta încercam să arăt, dar eu nu cânt la chitară și nu pot să crăcănesc degetele prea mult. Da? De asta îți spune Universul, stai de vorbă cu copilul interior, pentru că există această traumă de abandon, există această rană, am văzut-o și de nedreptate și respingere. Și mergem la Cupid Deck să vedem și el cu ce mesaje vine. Yes, this is for Ia să vedem. High Honor, ia că te onoare înaltă, este carte și frumos are numărul 7, număr divin. Este o carte care vorbește despre reușită, vorbește despre succes. Dacă nu ar exista această teamă de a merge mai departe, dacă n-ar exista această teamă de a te deschide complet când vine vorba despre iubire. And what's your challenge, dear spirit? What is your challenge? Expectation. Foarte frumos, așteptările sunt pe latura provocărilor și face mare, mare sens. De ce? Pentru că aici mi se spune la ce te aștepți, aia primești. Ceea ce anticipezi tu că o să se întâmple, aia atragi. E asta cu lupa. Păcat că nu i-a făcut și vreo lupă aici în mână ca să ne înțelegem, că noi avem metafora cu lupa, da? Dacă tu pui lupa pe negativ și te aștepți ca persoana de lângă tine să-ți facă ce ți-a făcut aia anterior, nu. Asta o să se întâmple, pentru că tu ești creatorul realității tale. Ia ai grijă la așteptările tale. Bun, haide să vedem, haide să vedem. Bun. Și un alt mesaj care vine vis-a-vis de așteptări este în felul următor. În momentul în care intri într-o relație, indiferent de relație, să faci tot posibilul să renunți la așteptări, pentru că așteptările astea sunt cauza tuturor suferințelor. Intru în relație asta pentru că mi-e foarte drag să petrec timpul cu tine, mi-e foarte drag să fiu alături de tine. Uite, mă fac reclamă la apă. Mă scuzați, acum am văzut. Bun, nu facem reclamă la nimic. Stau alături de tine pentru că așa îmi face plăcere. Nu intru în această relație cu așteptări de genul a, păi că intru
în relația asta că vreau eu să se întâmple nu știu ce sau că vreau eu să se schimbe nu știu cum și așa mai departe. Renunță la așteptări, zice spiritul, da? Pentru că fără doar și poate vei fi rănit. Și haideți să vedem și șoapta din partea Universului. Deci mi-ați spus mă că fac reclamă la apă. Unexpected income, vine ceva care voi aprind surprindere în viața voastră când vine vorba despre iubire. S-ar putea să apară o persoană, da, în viața voastră și să vă aprind surprindere și să vă apuce hâțul la mansardă, așa cum zic eu. Teama aceea de ce fac eu acum, aș vrea să mă duc, dar dacă pică drobul de sare, da? Ce fac? Păi ia vezi tu ce faci, gândește-te ce vrea sufletul tău și stai de vorbă cu acele părți rănite din tine și asigură-le că totul este în regulă. Bun, și să mergem mai departe. Cu ce mergem noi mai departe? Ah, cu asta mergem mai departe. Uite, de ieri până azi am și uitat. Haideți să vedem. La rădăcina pachetului 9 de cupe, cartea dorințelor împlinite. Este dorința voastră, este în energia voastră să aveți o relație frumoasă, stabilă, de lungă durată și așa mai departe. Dar există și acele frici care vă pot pune bețe în roate și acolo ar fi tare, tare, tare bine să fiți voi mai atenți așa și să stați de vorbă cu fricuțele voastre. Și haideți să vedem. Spirit is this for Sagittarius, what else do they need to know? Ia să vedem cu ce alte mesaje vrea să mai vină spiritul pentru voi. Doiul de cupe, cartea sufletelor pereche, cât de frumos vine persoana potrivită pentru voi sau poate sunteți cu cineva deja și nu erați voi siguri. Și roata norocului, ia că tot, dar și patru de săbii, cartea de vindecare. Și îți spune foarte, foarte, foarte clar, tu vei putea schimba toată situația asta în viața ta amoroasă în momentul în care îți dai voie să te vindeci, în momentul în care devii conștient, da, de faptul că există anumite părți care încă necesită vindecare. Cel mai important pas, de fapt e primul, că fără el nici nu se poate, este conștientizarea. Că noi nu putem vindeca ceva de care nu suntem conștienți, da? Conștientizarea este cea mai importantă. Bine, există și metode de alea, dar alea prin hipnoză. Bun, haideți să vedem mai departe. Clar, se schimbă ceva în calea voastră, în calea voastră, în viața voastră. Patru de cupe și cartea lumii. Și vedem foarte clar că unii dintre voi, cred că recent ați încheiat ceva, da? O relație sau poate, da, ați trecut peste acea relație. Pentru unii dintre voi chiar vorbim despre familie, vedem și un copil aici, da, pe cartea lumii, asta este cartea lumii și probabil de asta lucrurile sau, mă rog, trecerea de barasarea, să-i spunem, de barasarea, am zis bine? Nu știu dacă am zis bine, în fine, de acea relație a fost mai greoaie. Clar, vedem acolo imaginea familiei și îmi spune că și această persoană care vine alături de voi, dacă o primiți, e treaba voastră, dacă nu, tot treaba voastră este, își dorește o familie. Și vedem patru de cupe, indisponibilitatea emoțională, că de asta ziceam să, eu, nu eu, spiritul, să-ți dai voie să te deschizi, să-ți dai voie să oferi, da, din iubirea ta, dar să și primești iubire. Pentru că vedem clar cu coana asta, are o pisică aici și spune, nu, mersi, nu merg în oraș, nu vreau invitația ta, eu sunt ok cu pisica pe care o am. Pentru că pisica nu mă nedreptățește, pisica nu mă rănește. Anything else they need to know? Asul de monede, clar, clar, această persoană își dorește relație de lungă durată. Și vedem și cartea spânzuratului, poate cineva în pești cu ascendent Venus, lună, nodul nord în pești, cu care puteți avea o relație frumoasă, frumoasă și de lungă durată, sau poate arăta și cu patru de săbii faptul că în momentul în care cineva se apropie de voi, îl puneți puțin pe pauză. De ce? Pentru că există acele temeri, există acele frici. Să stați voi să vă gândiți, să analizați, să supraanalizați iubirea vieții. Treaba voastră. Ok, hai să vedem ce altceva vrea să vă mai spună. Da, și avem cavalerul de bâte, iată că este energia voastră, energia focului, dar clar că cineva vine către voi cu iubire, vine cu iubire, dar și cu foarte multă pasiune. Această persoană este foarte atrasă de voi. Și vedem și zecele de bâte care, în mod normal, arată terminarea unui ciclu greu, un capitol de ăsta mai dificil din viața voastră și ar fi bine să fie așa, să dați deoparte, da, acea tristețe în urma unei separări, să dați deoparte ceea ce s-a întâmplat în trecut și să vă dați voie să mergeți mai departe, să nu vă mai fie teamă.
Repet, este extrem, extrem de important să vindecați acea parte din voi care are cumva de suferit sau ține foarte mult la părerea celor din jur și teama acelei părți din voi să nu fie acuzată, să nu fie judecată. Bun, pentru unii dintre voi s-ar putea să întâlniți această persoană sau să fie întâlnită această persoană undeva la drum, mi se spune, dar nu este obligatoriu și categoric nu este pentru toată lumea. Anything else I need to know? The Spirit. Și avem și cartea Soarelui reușită. Sau poate fi cineva în leu cu ascendent Venus, lună, nodul nord în leu. Dar vedem reușită, vedem victorie, vedem succes în cadrul acestei relații. Numai și numai dacă, dragii mei, vă dați voie să faceți lucrul acesta și nu vă este teamă să vă deschideți. Haideți să vedem și care este inimioara pentru voi. Care o fi, care o fi, care n-o fi, inimioara voastră, dragii mei săgetători. Ia să vedem, nu că pasta o vreau, dar pasta o vreau, ia uite, pupați copacii. Și mesajul este: give thanks for the blessings of love soon to come your way. Cât de frumos și spune, trimite binecuvântări și mulțumiri, nu binecuvântări, trimite mulțumiri, mulțumește pentru toate binecuvântările din partea iubirii care vin către tine. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Și să știi în adâncul sufletului tău că meriți tot ceea ce vine către tine și meriți să ai parte de toate dorințele sufletului tău. Sunt acele mulțumiri despre care tot vorbeam eu, de fapt acele adevărate rugăciuni, să mulțumești pentru tot ceea ce-ți dorești, ca și cum deja s-a întâmplat. Și haideți să vedem și zdrângănică, trâncănică, mică, mică sau mare, mare, nu știu. Ce se agață aici? Și se agață aici un băiețel. Uite un băiețel mititel, poate unii dintre voi și mi-arată pe cartea, da, iată-te, pe cartea lumii, unii dintre voi chiar aveți un băiețel, poate cu această persoană de care v-ați separat și n-ați trecut încă peste treaba aia, nu-i pentru toată lumea, repet, poate această persoană care vine către voi este ceva mai tânără decât voi, ori în spirit, ori ca și vârstă. Și uite, da, moartea și transformarea, poftim acest fluture mare, mare, mare care vorbește despre acest lucru, despre transformarea care se produce, se poate produce pe sectorul iubirii în luna noiembrie, dacă îi permiteți. După care, ia că avem una bucată crucifix, da? Poate acesta, poate voi sunteți persoane religioase, dar nu, că mi-am spune, uite-te, uite-te, păi mă uit, gata, vă arăt și vouă, da? Uite, crucifixul, da, din sala de judecată. De ce credeți că vă bate Dumnezeu? Dumnezeu nu bate pe nimeni, haideți să ne înțelegem, că astea erau cuvintele care mi-au venit în minte, da? Că mă bate Dumnezeu că nu știu ce am făcut sau și așa mai departe. Terminați-o cu prostiile, vă rog eu frumos. Creatorul nu bate pe nimeni, s-ar bate pe el însuși, da? Bine, poate vorbi despre protecție, poate vorbi despre ceea ce vă vorbește vouă în acest moment când vedeți acel crucifix. Și haideți să vedem și următorul, este The Tree of Knowledge, copacul cunoașterii. Și vă zicem în felul următor, da? Să apelați la această cunoaștere din interiorul vostru, aș spune eu, și cunoașterea în interiorul vostru o găsiți doar în momentul în care faceți puțină liniște și stați de vorbă cu voi. Dragii mei săgetători, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna noiembrie 2021, când vine vorba despre iubire. Dacă v-au plăcut, dacă au rezonat cu voi, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de like, share și subscribe și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult și aștept comenturile voastre ca de obicei în secțiunea de coment și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim la toate lucrurile minunate de pe acest canal. Știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!